În casa marelui poet al țărănimii, Dumnezeu să vă dea bucurii, sănătate, fericire, fiindcă și Iorga spunea că n-am pășit în casa poetului George de Coșbuc. Parcă l-am văzut pe Coșbuc în fața mea, întâmpinându-mă, câte de ori m-a întrebat Coșbuc. Domnul Ior, noi suntem o mări împărțit în trei bucățele, Ardealul, Moldova și țara românească. Oare când se va aduna bucățelele astea de măr să formează o mare întreg, că sunt primul care gust din el. Dar din păcate Coșbuc n-a prins unirea. N-a prins unirea. Dar născut dintr-o familie de oameni cărturari, oameni cunoscători, oameni iubitori de carte, fiindcă era timpurile grele, Ardealul era sub dominația austro-ungară. O să ajunge și la povestea ala, fiindcă Coșbuc scria o poezie Noi vrem pământ. De asta oamenii, necazul, durerea, chinul, răbdarea de toate, au întâmpinat. Și noi de aici încolo și noi întâmpinăm cu greutăți. Născut dintr-o familie de oameni cărturari, oameni cunoscători de carte, Anton Coșbuc, bunicul poetului pune temele că și în anul 1830 avea un singur fiu pe Sebastian Coșbuc, tatăl poetului, preot greco-catolic în satul ăsta Hordou, că așa era numit satul. Ca orice părinte, că și dumneavoastră aveți copilași acasă, îl portă în școala de preoție la Blaj, de asta spunea, dragul tate, atât am mușit eu cu măta. Am făcut căsoaie, că a fost și ea mai puternică casă din satul ăsta, Hordou. Dar datoria mea de părinte, eu rămân la vatră, fiindcă nu era pe timpurile alea, era vatră, nu la pensie, cum sunt. Rămân la vatră, îți dau ție postul de preot de greco-catolic în sat, fă bine și te-n soră. Să te poți sfință, să iei locul meu înainte. Ia duși orice fată de asta. Mi-a dus și-o pătucă așa, dar din neam de popă, cu un pic de hram, că mă văd și eu pe la cuști, mă stau de vorbă cu ei, mai o vorbă, mai una, două. Colindu-mi leagurile astea, se îndrăgostește de o fată frumoasă, dar fică de priut. Necaz mare, fiindcă nu aveam plinită vârsta măritișului Maria, fică de priut al lui Luca Avacum de la Telciu, comuna vecinată. De asta, luându-o în căsătorie, prin dispensie, știți ce înseamnă asta? 60 de oi și două care cu boi au plătit dispensă și o iei în căsătorie, dar pentru asta Dumnezeu le-a dat un dar sfânt, 14 copila! De asta când mai vineau câte la spovedanie, fiindcă erau și casa, mai vineau la spovedanie pe aici și mai stăteau pe laiță, pe cutare, pe... Era domne și domnișoare pe timpurile alea, era leliucă sau alții, cum spune. Dar care era multă vite de spovedanie. Ei, domn părinte, ce numai hainele ți-e sfinte. Dar, cum a spus, 14 copilași. George era al 8-lea membru al familiei, născut la 20 septembrie 1866. De asta când vine un dascăl bătând tănase, Mocureanu, o să vedeți un mobilier foarte vechi în camera de pază, îi spunea dascălul lui Sebastian, tatăl, că nu era bancomat de pe timpurile, aici să ascund eu banii sub grindă. Mă, mai bagă și tu cu tine un leuz la grindă, că aici s-a sugestit. Este adevărat că îți mănâncă bani. Avea inteligență. O să vedeți și o băncuță, fiindcă de mic copil prinde tainele cititului și a învățăturii, la vârsta de 5 ani merge la școală. Spunea tot dascărul Tănase Mocureanu și când îl vedea dimineața veni la școală și mi-era și el mai dacă, era și el mai nicut, era trestucă pe jos. Termină două clase în satul ăsta Hordou. Dar pe Coșbuc a făcut atâtea studii bunică cât eu și numai două clase, că nu făcut bani. Era dintr-o familie săracă, n-avea căsoaie așa de mare, de puternică. Dar
termină două clase în Hotou, își mai continuă un an de școală la bunic la Telciu. De aici urmează necazul, fiindcă școala era plătită pe bani. Banul de circulație era florin. Un florin pe timpurile alea echivala moneda, cum era austro-ungară, echivala ca și moneda de aur. Aici începeau necazuri, fiindcă spunea că auzi și părinte, tatăl după atâta de copilaj și lui putea în școală cum îi pute. N-am bani pentru nesăud unde se continuă clasele mai departe. Fiindcă se plătea 10 florini. Totuși era o reducere, era, dar gimnaziul se plătea 120 de florini. 120 de florini echivala a 3 care cu boicotul. Un an de școală. Dar a ajutat și Coșmuc, a ajutat de un unchi, nu avea copilaș, a ajutat și de alții. Coșmuc este înscris și la gimnaziul din Năsău. Fiindcă la vârsta de 14 ani începe cu primele sale poezii frumoase pentru copilaș. Pepelea din cenușă, povestea gâștelor, a venit un lup din crân, Lordul John și alte poezii frumoase pentru copilaș. Descoperit de profesorul Grigoriu Silaș, îl vedeți în colț, preda la gimnaziul din Năsău, om și el cu studii, fiindcă avea studiile făcute la Viena. Dar totuși la Viena, prieteni și colegi coslavici. Publica poezii. Mi-a scris o poezie de 400 de versuri. Era pe Pepelea din cenușă. O să-ți trimite că are unde să publice, are unde să trimite. Dar ridicându-se și poetul, și studia, și învăța, și de toate, mai târziu, publică și cu revista Tribuna Sibiu. Fiindcă totuși, mai târziu, spunea și Slavici printr-o scrisoare și am citit o poezie de-a poetului la Oradea Mare. Era a doua publicație în revista a Oradea Mare, fiindcă Coșbuc mai corespunda și cu Baia Mare, mai târziu corespondează și cu Semănătorul Timișoare, mai târziu și cu Feleacul Crujul, căci era a doua revistă. De asta se ridica poetul. De asta spunea și Slavi, și mergând la părinții mei, pe la șeleia Aradului. Și am citit din revista Oradea Mare o poezie frumoasă de poet. Și l-a jucat foarte frumos, măcar să-mi trimite numai o strofă dintr-o poezie, dar Coșbuc trimite două poezii. Vă dați seama, dar poezii de jale, poezii de chin, de dureri. Fiindcă Anton Coșbuc, fratele poetului, moare război de independență din 1877. O să vedeți și un legănaș, unde a fost legănaș și Coșbuc. Dar spunea ca orice frate, că frate, pe frate să țin. Spunea, dacă fratele meu m-a ținut pe braț, m-a legănat, măcar o poezie să rămână și lui, dar spunea durerea, chinul, jale, măicuță dragă, cartea mea găsească, mi-te în pace. Pe aici și vremea și Antona anii zace. E patru luni slab și tras să-l vezi că-ți bine plânsul, că-și numai oasele au rămas și sufletul din tânsul. Dar vă dați seama, doi vecini pleacă și sărmanii pe front. Unul discuta cu o soră de-a puitului, dorea că la întoarcerea de pe front să o ia în căsătorie, era Angelina, fiindcă Angelina mai târziu se căsătorește după un prior din la Ghirna. Cât de frumos feciorul putut să fie dacă un fecior de țăran discută cu o fată de priut. Dar din păcate se întoarce fără o mânuță și fără un piciu de pe frum. Și el lasă armanul. Unde Dumnezeu bate, bate și cu stânga, bate și cu dreapta. Sărmanul n-avea decât numai mamă. De asta a rugat că mori în chinul groznic.
ruga păzat și te rog foarte frumos să dau și un mesaj. Dar te rog foarte frumos, poți să spui la orice și că a murit, dar să n-audă mama. Dar te rog să n-audă mama. Cum îl ruga și spun. Să-i spui că m-ai lăsat rănit, dar tu nu mă gurele. Sau spunea tu să o amâi de zi cu zi și spune câte toate. Ea e bătrână, n-are mult să mai trăiască poate. Tu să nu-i mai amărești zilele puține, căci n-are lume bun și drag decât mai bine. Sau spunea ca orice mamă, mama, dacă aș ști că mor și-ar pierde mintea. Da seama și soția poetului George Cosmoc își pierde mintea tot într-un caz real. De asta spunea și Savi, Doamne Dumnezeu, adevărat, e un băiat destul, are talent. De asta îl îndruma pe Cosmoc să corespondeze și cu Tribuna Sibiului, fiindcă e publică poezie, dar îndrăgosti și el de o fată frumoasă, localnică, din satul ăsta Hornou, care mai circula pe ulița asta din când și când. De asta spunea poetul, să vedeți în ultima cameră, un geam acolo unde avea masa de lucru, era cu ochii după frumoasa lui Zanfi, trimete poezii, dușmancele, la oglindă, Rada, pognind ibiș pe lângă boi și alte serii de poezii, dar pentru iubita lui frumoasă, Zanfira, era poezia numai una. Și în poezie frumusețea, și mlădie ca și un spic de grâu, cu șorțulețul prins la brâu, o pierd din ochi de drag. Punea când o văd, ca orice bărbat, îngălbenesc. Iar când o văd, mă îmbolnăvesc din foc și e mădesc. Dar, este dus la preoție. Punea poetul, Doamne Dumnezeu, și n-am ascultat pe tata și pe mama, mai dădeai cu credelnița, mai ieșea bani. Mai târziu spunea poetul, ei, eram popă. Că la țară popcii trăiau bine și popă vreau să fiu ce curge de la mor și viu, dar a fost târziu pentru poetul. Se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere de la Cluj. Doi ani își petrece la Cluj, de unde este căutat e Slavici. Primul om care a pășit în casa asta a fost Slavici. Cosmoc avea vârsta de 17 ani. Din păcate, plecând Slavici de la Sibiu la Cluj, nu se întâlnește cu poetul. Dar spunea, dacă a făcut atâta drum, îl cap la casa popii din Hornu. Din păcate, nici ei nu se întâlnește cu poetul. Era plecat în... era Petrosul Rode la un om de-a lui care îl mai ajuta cu bani. Dar vă dați seama, tot avea o suflet bun, că spune, și eram pe munte, eram cu visul și cu gândul și cu inima mai aproape de Dumnezeu. Plăcea și munții, fiindcă pentru noi scrie poezia Nunta Zanfirii Nemților, regina ostrogoților, regina care și-o pierdut poporul și patria pentru iubită. Că care mai cunosc limba românească, nemți mai vine acolo și numai cu Cosmoc aici ne-o scrie despre regina noastră. Că spunea și în poezie, jalii vâje prin noapte glasul codrilor de brad. La fereastra solitară stă pe gânduri o femeie, dar privește noaptea afară. Bogăția și ale ei suflet fortuna, noaptea e gândirea ei. Astăzi este pusă în rândul celor mai de jos, femei, e regină, e ostrogotă, dar întun, aici e robă, lacrimile și suspinul, îi sunt singura podobă. De asta îi spunea iubitului, tu mi-ai ochis pentru rege, tu râdeai. Când lumea plânge, când e barba lui căruntă, spada tu ștegeai de sânge și altele. Poezie care, total, pentru el și pentru Adeal, sunt cheia toate.
Fiindcă spunea și poetul, știam, știi și dumneavoastră, oamenii în vârstă. Și știam că dacă om are o bucățică de mămăligă, iată, dar eu mănâncă sara alta cu murița lui, mă-mi poate nu mai bine. Atâtea erau vremurile, că nu veneau. Care ne-au dominat pe Ardeal, au spus, nu veneau cu scopul să îndemne să mănânc de gratis sau să ajute pe Domnul sau cu tot. Veneau, scopul lor era să se îmbogățească. Pe timpurile alea, omul avea cea mai puternică dragoste de pământ, fiindcă acolo era traiul, aici era mediul, aici era traiul, că numai din asta trăia. Pentru el Ardealul o fost cruce. Dar la 3 ani diferență. Spunea poetul într-o poezie plângând să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceas morți. Spunea cu tine două fete stau și torc rând cu tine sunt cămii și tare n-au și ciochi. Numai bine era mama, poezia mama, imore mama. N-a putut să vină la mormântare. Dar în anul 1908, în toamna anului 1908 și în primăvara anului 1909, acestă cor sosește în secret, ajutat și de Slavii, și de Iorga, și de alții, vine cu soția sa Elena și cu fiul său Alexandru. Ca orice om după atâți ani când s-a văzut în casa lui cu atâția frați, surori, nepoți, trenepoți, și de aici nu mă mântuia. Dar nu a fost voia omului, voia Domnului. Fiindcă și atunci erau oameni de nimic, că l-au părit că a venit să-și ridice țărărina. Era răspor, era început în 1907, Moldova, Ardealul clopotea și el numai că se izbucnească. Într-o seară a avut noroc cu vecinii și l-au salvat. L-au pus în căruță și pe el, și pe soție, și pe copilă, și au luat pe curs pe râu, în Slăuța jos. Fiindcă oamenii din nimică vineau pe drum. Mă dau seama ce s-au putut întâmpla acasă, că nu l-au găsit. Dar de atunci, din 1909, piciorul poetului George Coșboc în casa asta nu mai pășește niciun. Sunt locuri în țara noastră unde sunt obiective mai puțin vizitate care merită cu prisosință de a fi, pentru a fi vizitate și promovate. Unul din aceste locuri este Casa Memorială George Coșbuc de la, din Cordou, actual George Coșbuc, locul unde s-a născut și a petrecut primii ani din viață marele poet și iubitor al țării române, George Coșbuc. Bun, ce pot vedea turiștii care ajung aici? În incinta casei se pot vedea lucruri personale ale familiei Coșbuc și, nu în ultimul rând, ale marelui poet.